Situație revoltătoare la Brașov. Salvamontiștii au fost alertați de un turist rănit pe munte, care apoi, atenție, s-a răzgândit și nu a mai avut nevoie de ajutorul lor. Mergem la corespondentul Antena 3, Ovidiu Stan, cel care știe întreaga poveste. Ovidiu, ce s-a întâmplat? Bine te-am găsit, Cătălina, așa este. Apelul a venit prin Serviciul Național 112 din partea unui turist care anunța că s-a lovit atât de tare la gleznă, fiind în masivul Piatra Craiului, încât nu mai poate merge, este rănit și solicita prezența salvamontiștilor, astfel că aceștia au constituit imediat o echipă operativă de 4 oameni cu o mașină 4x4 care să se deplaseze în zona respectivă după ce au identificat poziția și locul în care se află turistul. Imediat, în sprijinul acestora, a mai venit încă o echipă de 4 salvamontiști și s-a luat în calcul inclusiv ridicarea unui elicopter, pentru că era destul de târziu. Însă turistul nu a mai răspuns preț de mai multe 10 de minute. Salvamontiștii s-au gândit că s-a întâmplat ceva cu acesta, au continuat să meargă către zona indicată. După alte 20 de minute, turistul a sunat și a spus că s-a răzgândit pentru că nu este atât de grav și că un prieten îl va obloji și îi va vindeca într-un fel sau altul rănile și peste 24 de ore cu siguranță se va putea retrage de pe masivul Piatra Craiului. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă în acest sens pentru că astfel de manifestări nu ar trebui să aibă loc. În tot acest timp, salvamontiștii ar fi putut acționa în alte situații cu adevărat reale, nici de cum o simplă luxație sau ce ar fi avut la picior turistul respectiv. Cert este faptul că aceștia spun că serviciul 112 este doar pentru situații de urgență.